Ultima fântână arteziană construită de către municipalitate într-una din intersecțiile orașului a provocat dezgustul tinerilor, așa că s-au hotărât să monteze lângă ea un semn prin care să atragă atenția trecătorilor asupra urâțeniei sale. Noi facem acest lucru pentru că suntem timișoreni, suntem români și dacă orașul ăsta nu ne aparține nouă, atunci cui aparține? Administrația se schimbă. Astăzi vine, mâine pleacă. Noi rămânem aici și rămânem cu astfel de monstruozități care, pe lângă care vom trece. În fiecare zi, în acest sens giratoriu, vom trece, vom vedea această fântână care, după câte ați văzut, începe să fie murdară. Finisajul, cred că l-ați observat cât de bine este făcut. Probabil că vor sări, după o iarnă de minus 20 de grade, bucăți din această fântână și să ne imaginăm ce vom lăsa noi generațiilor viitoare, nu? O investiție făcută în această zonă trebuia să fie mult mai impunător. Ceva mai deosebit mai și pentru... puțin mai impunător pentru un oraș ca Timișoara, unde sunt fonduri și sunt oameni care ar putea să facă ceva mai bun. Puteau să gândească mai bine și de asta am venit aici, pentru că m-am săturat să fie lucrurile făcute numai așa ca să fie făcute. Ar trebui să fie o acțiune simbolică, urmând să discutăm alte probleme mult mai importante care le are orașul acesta. Probleme care ne frământă pe noi ca și cetățeni, ca și tineri și ne pare rău să vedem că se investesc bani și se investesc bani aiurea. Este cunoscută printre militanții antimediocritate drept fântâna lui Frankenstein. Totuși se pare că nu doar lor li s-a pus pata pe această fântână. Deși a fost inaugurată doar în urmă cu câteva luni, chiar înainte de alegerile locale, a fost deja vandalizată de 3 ori. Mai exact, persoane necunoscute au turnat șampon sau detergent în apă, astfel că fântâna s-a transformat într-un adevărat butoi cu spumă, ceea ce este pe cale să se întâmple și acum. Autoritățile își apără inițiativele și încearcă să ne convingă de lipsa de temei a celor care au declanșat ofensiva împotriva mediocrității. Știți cum este întotdeauna când se face ceva, la unii le place, la alții nu le place. Ceea ce este important este că cetățenilor din zona respectivă, să luăm cazul Pestaloții, le place fântâna respectivă și sunt mulțumiți că s-a făcut acolo. Am auzit de campania asta antimediocritate, nu știu câtă lume s-a dus acolo, dar știu că atunci când a fost inaugurată fântâna respectivă a fost foarte multă lume și oamenii au mulțumit. O altă construcție recent apărută de această dată în centrul orașului este catalogată și ea mediocră. Este vorba despre un restaurant construit pe locul unei toalete publice. Tinerii și-au dorit ca în acest fel să încurajeze timișorenii să-și spună părerea cu voce tare atunci când există lucruri care nu le plac. Cum arată? Și am înțeles că nici nu are autorizație. Așa am înțeles, că nu are autorizație. Nu se potrivește cu clădirile, nu se potrivește cu nimic. Știi ce e de desubt? Nu. E toaletă, o toaletă publică, singura din zonă. Inițiatorii luptei antimediocritate au declarat că nu se războiesc cu anumite persoane sau instituții, ci cu o mentalitate defectă. Ei și-au propus să continue cu acțiuni similare în speranța că se vor face auziți și concetățenii vor lua atitudine.